Cristian Pomohac căutat de mascați, ce acuzații se aduc fostului preot? Ne spune Vlad Mogoș la bună ziua. Bun Laura! Cristian Pomohaci este căutat de către poliție într-un dosar în care riscă ani grei de închisoare. Iată că este vorba despre un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul la dus statului român se ridică undeva la 700.000 de lei constituit din mai multe fapte de evaziune fiscală. Iată că dacă fostul preot Cristian Pomohaci și-a recunoscut aceste fapte de evaziune fiscală în speranța de a primi o sentință mai blândă din partea judecătorilor, el după aceea pur și simplu și-a bătut joc de ei și a râs efectiv de legislația română. Mână. asta pentru că deși a cerut de mai multe ori amânarea sentinței, invocând diverse scuze și diverse motive, după aceea a ignorat complet citațiile primite din partea judecătorilor. Iată că în aceste momente fostul preot Cristian Pomohaci este căutat de către mascați pentru că s-a emis pe numele lui un mandat de aducere cu executare, după cum se arată și în comunicatul oficial. Recitarea inculpatului cu mandat de aducere cu executare în fapt de la adresa indicată se stabilește următorul termen de judecată la data de 20 septembrie 2019.